Transfăgărășanul va fi închis în weekend pentru un raliu al mașinilor istoricii Sibiu Rally Challenge, la care participă 72 de echipaje din 8 țări. Traficul pe Transfăgărășan va fi închis între Bâlea Cascada până la Bâlea Lac, sâmbătă între orele 14 și 16. Sibiu Rally Challenge va începe joi de la ora 19 cu o sesiune de antrenamente și startul festiv în Piața Mare a municipiului Sibiu. Startul se va da la ora 12:30 din Piața Mare a Sibiului. Sâmbătă startul este programat pentru ora 8, iar festivitatea de premiere va avea loc la ora 21, tot în Piața Mare din centrul istoric al municipiului. Ca urmare, traficul rutier va fi închis sâmbătă între orele 14 și 16 pe Transfăgărășan, între Călugăru, drumul județean 106J și Gura Râului, intersecție cu drumul județean 106A, iar turiștii care vor să parcurgă traseul dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac pot folosi telecabina.